Despre eu o vorbă, mult a fost, foarte puțin a rămas. Ultima etapă din sezonul regular. CFR Cluj, deplasare, o fostă campioană a României, o echipă pe care o cunoaștem foarte bine, cei ne cunosc pe noi. I-am mai și bătut, ne-au bătut și ei pe noi. Da, așa e, mă bucur că am ajuns la ultima etapă cu șanse de play-off, mici e adevărat, dar cu șanse. Am spus că ne vom bate până în ultima etapă și iată că sunt 5 echipe care se bat pentru două locuri. Campionatul chiar a fost unul nebun sau acest sezon regular. Am spus că avem șanse, dar mici, pentru că suntem realiști. Jucăm poate cu adversarul cel mai greu dintre toate cele 5 echipe cu șanse la play-off. Dar și pe lângă asta depinde și de celelalte rezultate în cazul în care vom câștiga. Însă asta am vorbit cu băieții, cât de mică este șansa, trebuie să ne batem până la capăt pentru șansa noastră. Putem face surpriza, pentru că nu cred că ne dă cineva vreo șansă, dar și sezonul trecut am câștigat acolo când nimeni nu s-a aștepta. Așa, moralul este unul foarte bun, venind după o victorie frumoasă, cu multe goluri, după pe fundul unui joc bun, după o săptămână în care am luat 6 puncte, puteam lua mai multe. Da, suntem acolo, repet, și băieții sunt de apreciat pentru efortul depus. Într-adevăr, puteam fi deja în play-off dacă eram mult mai, să spun așa, pragmatici la finalizare. A spus o vorbă magică, aș caracteriza-o eu, de-a dreptul știți că sunt atent la detalii și la ceea ce spuneți și nu spun ca pe laudă, spun ca pe fapt. La conferința de presă după meciul cu Oțelul Galați, s-a venit o întrebare a unui jurnalist din Sibiu cu privire la cei care se întâmplă să mai și critique și să-și exprime dezamăgirea în mediul online. Ați spus că performanțele noastre din acest sezon le-au dat dreptul să viseze și implicit să fie și... Da, nu performanțele din acest sezon, ci tot parcursul de când, nu spun de când am venit eu, ci de când echipa a retrogradat. Am crescut așa ușor, pentru că s-au schimbat multe și am trecut prin multe. Am fost, să spunem, în anumite momente slabi, în anumite momente foarte buni, dar totuși am avut un parcurs echilibrat și da, lumea, de fapt nu numai la noi, lumea peste tot este nerăbdătoare și vrea performanța așa peste noapte. E clar că lucrurile astea nu se fac, dar eu nu mă justific și nu caut un alibi, ci pur și simplu consider că este o realitate. Nu poți face pași mari dintr-o dată. Acum, tocmai și din cauza parcursului ăsta, așteptările sunt mari, dar în primul rând noi avem așteptări de la noi. Cum am spus-o, am avut meciuri în care puteam lua mai mult, dar au fost meciuri în care n-am câștigat pentru că le-au pierdut alții.